În Emiratele Arabe Unite a apărut informația că Burleanu și Oloroi au negociat deja preluarea de către antrenorului Al Ahly a băncii tehnice a României și antrenorul de 45 de ani și-ar fi dat deja acordul preliminar pentru a-l înlocui pe Victor Pițurcă. Deși Oli a negat într-o conferință de presă că ar exista posibilitatea ca el să plece de la Al Ahly pentru a veni la echipa națională, surse susțin că Burleanu, cu ajutorul lui Gino Iorgulescu, prietenul lui Oloroiu și președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și prim vicepreședinte în Comitetul Executiv al FRF, l-ar fi convins pe fostul tehnician al Stelei să accepte oferta. Oloroiu nu avea nevoie de foarte multe rugăminți pentru a prelua naționala. Antrenorul lui Al Ahly își dorește de multă vreme să conducă selecționata României, după cum a dezvăluit deja Gino Iorgulescu. Singurul impediment și înainte, dar și după discuțiile cu Burleanu, este contractul tehnicianului de 45 de ani cu Al Ahly. Echipa din Dubai este pe locul 2 al clasamentului, la doar 3 punctele de liderul Al Wahdah, iar Sheikh ar putea să nu-l lase să plece pe cel care le-a adus titlul Supercupa, Cupa Președintelui și Cupa Emiratelor în această vară.